În ciuda îngrijorărilor venite din partea ecologiștilor, Suedia a eliberat licențe pentru a ucide 20% din populația sa de urs brun. Această măsură ar reduce numărul de urși la aproximativ 2000, o scădere de 40% față de anul 2008. Numărul mare de licențe eliberate i-a alarmat pe conservatori, care spun că populațiile mari de prădători din Europa s-ar putea confrunta cu colapsul în unele țări fără o protecție adecvată, notează The Guardian. Astfel, aproape 500 de urși bruni urmează să fie sacrificați de vânători. Gestionarea faunei sălbatice în Suedia se referă la uciderea animalelor în loc să le păstrăm cât mai bine posibil, a declarat Magnus Orebrand, președintele Asociației Suedeze de Carnivore. Urșii bruni sunt o specie strict protejată în Europa, iar conservaționiștii desconsideră cotele mari de vânătoare, care ar încălca directiva Uniunii Europene privind habitatul și spune că vânătoarea sau uciderea deliberată a speciilor strict protejate este interzisă. Potrivit normelor Uniunii Europene, această interdicție poate fi ridicată ca ultimă soluție pentru a proteja siguranța publică, culturile sau flora și fauna naturală. Cercetătorii sunt alarmați de faptul că ursul brun se îndreaptă la fel ca și populația de elani din Suedia, spune Orebrand, care a scăzut cu 60% de la sfârșitul secolului trecut. În ultimii 5 ani, un număr tot mai mare de urși au fost vânați, culminând cu un record: 722 uciși anul trecut.